10, Epistola Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 9, începând cu versetul 24 și apoi terminăm cu versetul 27. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 24. Nu știți că cei ce aleargă la locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Amin. Luați locul. Vă binecuvântăm pe toți care astăzi ați ales să fiți în casa Domnului, știind că acolo unde Domnul, frații se adună, Domnul toarnă binecuvântare. Pe harta lumii desfășurată există un punct marcat și acesta este Viena. O istorie impresionantă. Fost imperiu austro-ungar cu capitala la Viena, unde s-au semnat mari tratate, unde sunt renumitele opere, săli de opere și teatre, într-o lume care pune preț în cetatea aceasta, totuși toate acestea n-au nicio valoare înaintea lui Dumnezeu, dar are mare preț locul unde se adună copiii lui. Amin. Mi teamă și am un cutremur sfânt de locul acesta, chiar modest, nu-l defain, ci istesc prezența lui Dumnezeu aici. Știu că acolo unde doi sau trei se adună pentru El, Dumnezeu se ține de cuvânt. Spunea Domnul Iisus, doi sau trei se adună pentru mine, eu sunt mijlocul lor. Și am garanția că Domnul este aici. L-am simțit, ne-a vorbit. Dacă nu ți-ai deschis inima, s-ar putea să spui că n-ai simțit mare lucru. Problema nu e la Dumnezeu. El totdeauna se ține de cuvânt. Starea noastră generează răceală. Starea noastră îl împiedică pe Dumnezeu să toarne har. Aș dori în această zi să ne deschidem inima în continuare. Să spunem, Doamne, vorbește. N-așteptați nimic de la mine. Nu sunt un nume, un slujitor ales, special, chemat sau prezent pe internet. Dar vreau în această seară să fiu un vas prin care Dumnezeu să toarne un vas. Să toarne El ce are pentru nevoile noastre. Deci deschideți inima și rugați. Rugam și pe fratele care m-a binecuvântat dinainte și atunci roagă-te pentru mine, Domnul. Domnul să vorbească. Pentru anul lungit timpul cu vorbirea de introducere, aș dori să ne apropiem de cuvântul Domnului, care noi lipsi de putere. Vorbele oamenilor sunt ușoare, se duc, le iau vântul, nu rămân, dar cuvântul lui Dumnezeu este veșnic. Dar El este și o putere, pentru că e viu și lucrător. Atinge inima și transformă, schimbă, te face să iei noi decizii. De aceea dau greutate cuvântului și aș dori cuvântul Domnului în această seară să troneze în locul acesta, să ne învețe, să ne lumineze mintea. Ce pe Apostolul Pavel și în scrierea lui care am citit-o și vorbește corintenilor și astăzi bisericii de aici și face oarecum o comparație, o paralelă între lucrurile care au și în vremea lui și sunt și în vremea noastră. Între un sport, probabil. Și le pune o întrebare oarecum retorică. Nu știți că cei ce aleargă la locurile de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? M-am tot gândit la omul acesta lui Dumnezeu care avea o călăuzire divină extraordinară. De ce face referire la un lucru lumesc, la un lucru pământesc, la un sport, dacă vreți. Și m-am gândit, oare ce înseamnă alergarea? Acum, să mă pun pe mine
Nu sunt un om să mă retrag, să fug de lucru. Chiar sunt un om activ. Domnul îmi dă putere și sănătate. Dar nu mă puneți să fac un lucru, să fug. Este, cred că, cel mai greu lucru care pot să-l fac. Dar până nu m-am testat, n-am știut că am o problemă cu alergarea. Și am zis, nu mă simt bătrân, dar fug. Dar puțin, zeci de metri mi-au trebuit, că am crezut că inima îmi sare din piept. Și zic, dar chiar nu e ușor. Chiar nu e ușor să alergi. E un lucru foarte istovitor să fugi. Dacă nu mă credeți, încercați. Acum să alergi ușor, așa să faci mișcare, probabil nu e foarte greu. Dar îi spune să alergi foarte tare, ca și cum numai unul ia premiul și tu să fii ăla. Nu dă loc de interpretare să alergi așa, să alergi ușuret. Și foarte interesant, pune lucrul acesta în contextul spiritual al vieții de credință. Și vreau să vorbesc în luna iunie anului 2016, să nu opriți motoarele. Să nu improvizați alergarea. Avem atâtea mecanisme, sunt mașini cu mulți cai putere. În vechime erau mijloace de transport, cămile, măgari și alte mijloace de transport. Dar apostolul Pavel spune, nu, alergare vreau. Dumnezeu vrea să răsplătească și să plătească osteneala unei alergări personale. Amin. Doamne, nu ne cer lucru ușor și nici ieftin. Dacă ar zice, mergeți cu mașina. Am fi în stare să muncim, să luăm o mașină performantă și să ne ducem viteză. Nu? Într-un mod foarte personal, trebuie să alergăm. Că viața de credință, viața spirituală, această luptă, nu poți arunca pe umerii altora. Nu poți înlocui cu nimic, nici cu cea mai modernă tehnică. Nu. Viața de pocăință și de credință rămâne una personală, rămâne una de sacrificiu care Domnul o încununează în final cu cununa aceea pe care o așteptăm cu toții. Acum am început prin a reda ceea ce a început Pavel să spună corintenilor, că trebuie să alerge, că trebuie să se implice. Dar aș vrea să ținem cont și în câteva minute care le mai avem la dispoziție, să ne uităm la felul cum trebuie să alergăm. Știi că poți să ai o mare râvnă, poți să ai o mare osteneală pentru Domnul și totuși să nu fie bună? Nu-i destul să iei decizia, mă duc, pornesc și alerg, vreau să primesc cununa. E foarte important, foarte important să luăm seama. Când ne-am înscris în această cursă și finalul și ținta este cerul, să ținem cont întâi de direcție. Amin. Trebuie să te pui pe direcția bună. Poți să ai râvnă și poți să faci lucruri mari, să depui mari jertfe, spunând, alerg cu mare stăruință, dar să nu fii pe direcția bună. E o dezamăgire totală. Ca la capăt să vezi că ai ajuns într-un loc unde nu ți-ai propus să ajungi. Mă gândesc la râvna apostolului Pavel. Era Saul de odinioară. Asta avea o râvnă mai mare decât noi toți. La un loc, probabil. A crescut în învățătura de elită a unui învățat al vremii, Gamaliel. A crescut și a fost educat după cea mai îngustă partidă a fariseilor. Și omul acesta, în râvna lui, pentru Dumnezeu, omul acesta ia o cale, dar mașina. Și nu-i ajunge perimetrul de acțiune al Țării Sfinte, ci se duce cu scrisori mandatat de mai mari și merge și în Siria, în Damasc. Că dacă cumva va găsi și acolo alți credincioși slujitori, să-i lege și să-i aducă să-i pedepsească pentru credința adevărată. Și în râvna lui, în alergarea lui, totuși, mergea spre pierzare dacă nu intervenea Dumnezeu, însuși Domnul să-l oprească.
Vedeți? Nu-i destul să alergi. Contează să te asiguri că ești pe direcția bună. Spune înțeleptul, multe căi îi se par bune omului, dar la urmă se văd că duc la pierzare. Există o singură cale care a adresat-o Domnul Iisus și ea se numește calea îngustă. Această cale, spune Scriptura, că pe ea nu merg mulți, că e precedată de o poartă îngustă, care e Hristos. Și când vii și vrei să te scrii în cursa aceasta, pe această cale, dai de o poartă și de ușă îngustă și Hristos. Și da, vrei să vii, vrei să te scrii, apoi aici trebuie să renunți, aici trebuie să lași din ambiții, trebuie să renunți la firea pământească ca să poți intra pe cale și să mergi. Aș dori în această zi să ne oprim din alergare, dacă alergăm. Foarte grav dacă nu mai alergi. Dar dacă încă ai năzuință și spui că ești implicat și năzuiești să ajungi și alergi și te cheltuiești pentru Domnul, ia oprește-te o clipă și vezi, direcția e bună? Știți că 2, 3, 5 grade lateral pe termen lung te duce departe de la țintă? Aici nu-i voie să te abați pe calea asta puțin, mai la stânga sau la dreapta. Aici nu este permis. Oh, foarte mulți, există o evanghelie, nu aia de sus. Asta așa de peste ocean, de la oameni emancipați, de la mari teologi, cărora nu le pot sta împotrivă. Ei au găsit niște portițe, niște direcții, așa, puțin, puțin. Câteva grade mai lateral. Tare mi-e teamă că finalul nu-i bun. De aceea, pentru cei care mai aveți sincera dorință să ajungeți la Domnul, puneți la inimă cuvântul lui Dumnezeu. Amin, nu părerile oamenilor. Nu învățăturile care plac urechii. Rămâneți la cuvântul lui Dumnezeu. Amin, și Domnul să ne binecuvinteze. Amin, un mare pericol care ne paște pe noi, pocăiții, a fost experimentat pe un alt om al lui Dumnezeu. Omul ăsta era o gură a lui Dumnezeu. Un om cu o talie spirituală înaltă. Stătea de vorbă cu Dumnezeu, îi vorbea Dumnezeu personal. Și vine Dumnezeu la omul acesta și îl întreabă, Balaam, ce oameni au venit la tine? Ce scopuri au? Pentru ce au venit? Nu că nu știa Dumnezeu. A zis, Doamne, oamenii ăștia mă cheamă să mă duc. Îți trimiși de Balac, de un împărat al Moabului. Să nu te duci. Să nu mă duc. Nu te duce. Să nu te duci și să nu faci cumva ce-ți cer ei. Și omul acesta credincios până aici a refuzat oferta și a zis, mergeți de unde ați venit. Nu mă lasă Dumnezeu. Și ăștia au zis, dacă Dumnezeu nu lasă, gata, am plecat. Dar Balaam nu a fost mulțumit. N-au fost mulțumit de răspunsul slujitorilor lui. Și au zis, băi, sunteți slabi. Au ales oameni mai cu vază. Și au zis, mergeți, băi, cu promisiuni. Spuneți omului aceluia cu influență, omul acela care îi vorbește Dumnezeu. Băi, dacă vine la mine, îl răsplătesc, îl cinstesc. Îi dau mare cinste. Să nu mai pună piedici. Și iar Balaam se trezește cu oamenii la poartă. Dar ăștia erau oratori mai buni, erau mai pregătiți. Și când îi spun oamenii aceștia, nu mai pune piedici. Balac ți-a promis cinste, n-ai să vii cu mâna goală. Ei, că nu mă interesează bogăția lui. Dar nu pot să nu citesc din cartea Numeri. Spune omul acesta, totuși vă rog, rămâneți aici la noapte și voi vedea ce îmi va mai spune Dumnezeu. Aici vreau să menționez punctul la care suntem și noi foarte vulnerabili. I-a spus Dumnezeu clar lui Balaam, să nu te duci. Și acum el se roagă de oamenii ăștia, băi, vă dau cazare. Rămâneți la mine peste noapte. Păi dacă tot ați venit, uite, vă rog eu, așa scrie, vă rog rămâneți.
Că mă duc să văd ce va mai spune Dumnezeu. Mi-a spus ceva, dar să văd ce va mai spune. Frați, surori, vă rog, la ceea ce a spus Dumnezeu și scrie negru pe alb, nu mai căutați. Ei, nu găsim o altă variantă, vreun proroc, vreun evanghelist care interpretează cumva ceva, bă, altfel un pic. Acolo versetul ăla, că femeia va fi mântuită, băi, nu se poate altfel. Nu-i greșită cumva traducerea. Nu-i greșită. Așa am crezut-o, așa trăim. Dar sunt atâtea lucruri la limită care noi vrem să le forțăm. Oare nu cumva Dumnezeu vrea să spună altfel? Și merg mai departe să vedeți sfârșitul omului lui Dumnezeu, al lui Balaam. Îngerul Domnului a zis, pentru ce ți-ai bătut măgărița de 3 ori? Iată, eu am ieșit ca să stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care merge, care duce la pierzare. Cum? Proroc? Gura lui Dumnezeu? Omul lui Dumnezeu? La un moment dat? Dar eu, Doamne, mă duc să fac numai ce spui Tu. Și spune îngerul, totuși drumul pe care mergi duce la pierzare. Mă cutremur. De ce? Pentru că într-o zi au zis, asta e voia lui Dumnezeu, dar Doamne, nu mă lași puțin. Acum mă duc numai ce zice, numai ce zici Tu, dar nu mă lasă-mă să merg. Și când Dumnezeu vrea de neapărat vrei să mergi, du-te. Când Dumnezeu vrea, vede că vrei neapărat altfel de cum scrie, dar nu te oprește. Dar atenție, îngerul care i-a spus lui Balaam, drumul pe care mergi duce la pierzare. Doamne, mă opresc astăzi și mă întreb, viața mea, drumurile mele, implicările mele, munca mea, Doamne, ce fac eu? Chiar merge direct spre Tine? V-ați întrebat? Dacă nu întrebați-vă astăzi, ceea ce faceți și întreprindeți e în voia lui Dumnezeu? Ceea ce ți-ai propus, planul de viitor, poate ești tânăr și îți croiești destinul, ai impresia, e în voia lui Dumnezeu? Doamne, spunea psalmistul, cercetează, cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale reală și Tu mă pe calea veșnicii. În alergarea Ta, în alergarea mea, vreau să te asigur de un lucru, că ești pe calea cea bună și dreaptă, pe direcția care duce spre Domnul și Domnul să ne binecuvânteze. De un alt lucru care trebuie ținut cont, nu e numai direcția, nu e numai direcția, e motivația alergării. Ce te determină să alergi? Ce te determină să suporți căldura din luna iunie și fără aer condiționat, ușa deschisă și un ventilator, să stai aici 2 ceasuri sau mai bine, poate de 2-3 ori pe săptămână. Ce motivație ai atât de puternică? Mereu sunt 2 alternative. Mereu sunt 2 pericole. Totdeauna diavolul va găsi și el o variantă, o alternativă la voia lui Dumnezeu. Mereu ne întinde curse. Și dacă ne-a găsit că suntem implicați și vrem să alergăm, vrea probabil uneori să ne dea o motivație eronată, greșită și atât de periculoasă. Și am văzut oameni care s-au prăpădit și riscul este enorm dacă ești motivat greșit. Dacă ești motivat sincer, aleargă cu stăruință pe mersul. Dar dacă motivația e una umană, are acolo ceva, un dedesubt ascuns. Astăzi, când îți cunoști viața, trăirile, sentimentele, gândurile, numai Tu și Dumnezeu, vezi ce te motivează, într-adevăr, să alergi și să te cheltuiești, să depui asemenea efort, să renunți la atâtea lucruri și să plătești un preț. Să vii cu batic pe stradă, să te vadă toți că vii cu Biblia în mână la adunare. Pentru ce asta?
poate slujești aici în față și așa îți dă o satisfacție. Dă-mi voie să spun, motivația aceasta pică, n-aduce răsplătire. Poate ești un nume și oamenii au așteptări. Ești mai dotat decât alții. Ești băgat în seamă. Nu-i suficientă și prea slabă, pală o astfel de motivație. Poate fi o cursă și trudași alergarea să fie cu o răsplătire care culegi de moment, dar la răsplătire să te trezești cu mâna goală. Motivația cea mai solidă, cea mai puternică, este ceea ce am găsit-o în Evrei, capitolul 12, și modelul este Domnul Iisus Hristos. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un or așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Hristos a parcurs același traseu, același drum în lumea noastră. A fost supus acelor ispitiri ca și noi, dar fără păcat. A fost chinuit, a fost în suferință, în lipsă, în foame. N-a avut un acoperiș deasupra capului. A spus, păsăricile cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde și-o odihni capul. A trecut în lumea aceasta precum un om muritor, un călător, și a suferit disprețul și rușinea. S-a smerit până la moarte și încă moarte de cruce. Și toate acestea avea în vedere bucuria care l-a pus înainte. Ioan 13, și Domnul Iisus, fiindcă știa că Dumnezeu i-a dat putere, că de la Dumnezeu vine și că la Dumnezeu se duce. Acesta era gândul lui Domnul Iisus Hristos. Acesta să fie gândul nostru și motivația noastră. Știm că suntem sortiți în lumea aceasta să trecem prin suferințe și necazuri, poate în lipsuri și în boli. Dar știm că nu se opresc aici. La capăt ne așteaptă biruința. La capăt este Domnul. La capăt ne așteaptă bucuria eternă. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde viața, sufletul, eternitatea, veșnicia? Nu dați veșnicia pentru câțiva ani, pentru câteva clipe de lucruri mai bune. Plătiți prețul întreg. Fiți motivați de răsplătirea veșnică care ne așteaptă. Și când ai această motivație, este suficient de solidă să nu te clatini nici în fața prigonirilor. Poate vor veni vremuri de amenințare, când va trebui să renunți, probabil, la tot la ce ai agonisit o viață. Dacă ai motivația, cerul, eternitatea, veșnicia, vei putea plăti prețul. Dacă ai o motivație ușoară, ieftină, omenească sau firească, te vei clătina și te vei prăbuși deznădejde. Astăzi, hai să ne verificăm cu toții starea noastră. Ce ne motivează să fim pocăiți? Ce ne motivează să stăm în rugăciune? Ce ne motivează să fim altfel decât lumea aceasta? Motivația să fie răsplătirea lui Dumnezeu. Amin. Care va răsplăti și un pahar de apă dat în numele Lui. Cu cât mai mult, dacă te cheltuiești pentru Domnul, făcând pași, aducând în lumea aceasta și ducând în lumea aceasta toate poverile care ți sunt găduite, purtând crucea lui Hristos, luând sarcina lui care ți aduce mântuirea, Domnul să ne binecuvinteze cu o motivație solidă. Iar rămâne încredințați că Dumnezeu ne va binecuvânta cu viața veșnică. Amin. Merg mai departe un alt lucru care îl găsesc în Corinteni, aici unde Apostolul Pavel ne îndeamnă să alergăm cu stăruință. Eu am desprins din textul acesta încă un lucru foarte important. Că pe lângă direcția alergării, pe lângă motivația alergării, mai trebuie să fie și o disciplină a alergării.
Și spune, toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și îi fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Iar ne duce în lumea sportivă, a sportului, și spune că toți cei care performează, toți care vor să ajungă premianți, oamenii aceștia sunt condiționați și ei trebuie să facă lucrul acesta într-un program, dacă vreți, într-o disciplină, într-o rânduială numită de biserică și de Scriptură. Că nu ne putem trezi așa de capul nostru, toți vrem în cer, apoi fiecare cu încredințarea lui. Sunt încredințări personale și sunt bune și n-aș jigni pe nimeni. Ai încredințări, păstrează-le. Ca o paranteză, era odată o lucrare undeva în Bucovina. O soră venită, ea era profesional în învățământ, lucra, și această femeie convertită la Domnul, a înțeles ea, mă rog, din Scripturi, din învățături, și-a făcut ea încredințările ei în ceea ce privește aspectul exterior al ținutei și-a impus o ținută foarte riguroasă și la un cerc, la o seară de rugăciune, această soră evlavioasă, temătoare de Dumnezeu și sinceră, are din partea Domnului un cuvânt și îi spune Duhul Sfânt așa, femeie, ți-ai pus anumite legi, ți-ai pus niște încredințări ale tale. Ține-te de ele, că te voi judeca după credințările tale. Foarte interesant cuvânt din partea lui Dumnezeu. De aceea respect încredințările bune ale fraților și surorilor. Nu consum carne din încredințare, că a spus Pavel, bine să nu mănânci carne. Apreciez și îți respect încredințarea și ține-te de ea și Domnul să te ajute. Avem încredințările noastre în multe direcții, dar astea sunt uneori personale. Totuși există o rânduială și o disciplină care e scrisă și de la care nu putem face rabat și nu poate face rabat nimeni. De aceea în adunare și în biserica Domnului nu domnesc și nu sunt legi încredințări, ci este legea și cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Doamne, ajută-ne! Amin. Este foarte importantă rânduiala în adunare. Este foarte importantă rânduiala în familie. Știți că de disciplină ține totul, stabilitatea pe orice domeniu. Dacă vreți o familie bună, este una organizată, care are disciplină în sânul ei, o biserică care are structuri de conducere, oamenii lui Dumnezeu recunoscuți și respectați de adunare, are propășire. Dumnezeu a rânduit, spune Scriptura Apostolul Pavel, în biserică încă întâi apostoli, pe urmă proroci, pe urmă evangheliști, învățători, a rânduit Dumnezeu. Dumnezeu are rânduieli, dar trăim în democrație, libertate și deranjează supunerea, vrem egalitate, vrem drepturi egale, nu mai vrem, e incomod, nu mai sună bine supunere. Să fii supus surorilor, bărbaților ca Domnului, acolo ceva nu-i tradus bine, așa-i? E rânduiala lui Dumnezeu. Dacă rămâi în disciplina lui Dumnezeu, vei merge bine. Dacă ești din disciplina lui Dumnezeu și dacă zici că alergi, n-alergi bine. Nu poți alerga haotic. Vreau să spun apăsat în această seară, nu poți să mergi cum vrei. Ca om, firește, aș construi Evanghelie mai dulce, mai ușor. N-ar duce bine. Și atunci aplicăm disciplina și rânduiala lui Dumnezeu. Amin. Țin minte de când eram în România, cu câțiva ani în urmă, și copiii într-o zi la școală fiind, mi-au zis, tata, avem mâine
școala altfel. Și am făcut tocmai ce asta, școala altfel. Păi mâine avem cursuri denumite în programa școlară școala altfel. Și am zis, dar cum e școala altfel? Păi mâine nu avem discipline matematică, română, fizică, cum avem peste săptămână. Avem școală altfel. Ne vom duce, discutăm, plecăm la altă școală, lucrurile anormale, ceea ce nu se întâmplă în rutina zilnică la școală, pentru că o zi se numește altfel. Și am venit în Austria și am plecat într-o zi la unul dintre cei mai mici, la grădinița, la ora 12 să iau pe fetițe de la grădinița. Și când m-am dus acolo, imagine șocantă. Educatoarele erau vopsite, simulau niște animale. M-am uitat, am avut probabil o privire amară, n-am aprobat. Era totul decorat, era ziua grădinița altfel. Cu ciudățenii, cu machiaje, cu lucruri de neînțeles. Oameni mari s-au coborât atât de jos, mai jos de mintea copiilor. Și am zis, ce-i cu lucrurile astea? Ce-i cu lumea asta? E grădinița altfel. E școala altfel. Știți ce mi-e teamă? Să nu cumva, Doamne ferește, să nu cumva să ne trezim într-o zi cu biserica altfel. Doamne, ai milă de noi. Biserica altfel. Cum? Păi hai să-ți predice și surorile. N-am treabă cu surorile. Dar iese din disciplină, nu s-a scris altă Biblie. Rămâne cum e scris. Am ales un exemplu banal care e scris. Dar probabil în lumea asta care devine tot mai altfel, va veni într-o zi când va zice și biserica trebuie să fie altfel. Am o teamă, sunt îngrijorat. Sunt foarte frământat. Primit un telefon recent. E un om al lui Dumnezeu, cu teamă de Dumnezeu. Din America, din slujitorii, păstori într-o biserică. Și-a spus, se lucrează la noua traducere a Bibliei. Zic, și cine o traduce? Nu ne interesează, noi pocăiții rămânem cu asta. Nu, nu, nu. Spune, dar și pocăiții au agreat și-o semnat traducerea în noua formă. Și-am zis, cum? Da, 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 s-au trimis reprezentanți din România care să supravegheze la traducere, să nu fie erezii. Și pe cine i-au trimis? Mi-a spus un nume. Cât? Un om. Și un om va fi în stare să decide soarta unei Biblii prin care l-a cunoscut pe Dumnezeu, prin care s-a dezvoltat o adunare și o biserică, Biserica lui Hristos, de să îngrijorat și mi-e teamă. Mi-e teamă să nu apară anumite lucruri. Și am zis, dar care a fost motivația celor care au decis traducerea Bibliei? Au zis în felul următor. Biblia în limba română s-a tradus din greacă, nu din original. Și Cornilescu, citirea și traducerea care o folosim noi, nu a fost el unul foarte cu școală, a fost un om oarecum cu studii modeste și mulți zeci de ani de atunci de când l-a trimis. Și sunt multe, multe lucruri care nu sunt după original. Și am zis, Biblia asta nu e bună. Păi se pare că nu e prea bună. Acum se pare aia bună. Biblia altfel. V-am spus în fața unui pericol care probabil ne așteaptă. Eu sunt sceptic că va fi mai bună ca original. Nu cred că ne mai poate scoate din inimă sau din minte. Probabil la generațiile care o să urmeze va influența. Cei care l-ați cunoscut pe Domnul, în felul în care l-ați cunoscut și ați simțit bucuria cu el și părtășia în Duhul Sfânt. Nu vă plecați. Un înger să vină cu altă Evanghelie. O Biblie altă. Nu urmați. Poate vom fi neînțeleși pentru cei care vin în urma noastră. Mi-e teamă de viitorul copiilor, dar fac un singur lucru. Doamne, te încredințez în mâna. Știu că Tu ești mai puternic. Tu-i poți ține. Știu că cel rău întinde curse. Că va încerca în orice fel să strice, să deraieze, să ne oprească, să ne dirigeze greșit.
Dar rămâne să avem același scop și același țel, împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să rămânem la rânduială. Ajută-ne să alergăm în disciplina impusă de Tine, nu de mintea logică, nu de fire, nu de învățături, ci de cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne. Și mers spre încheiere. Ultimul punct. Așa este parcursul textului, de aceea l-am lăsat la urmă. Pentru că versetul 27 spune: mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, și spune: Doamne ferește, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Un Pavel, cum îți permiți să-ți pui așa ceva? Tu ai teama asta? Ei, odată ce ai fost botezat și l-ai primit pe Domnul, pe ce tu îți mai poți pierzi mântuirea? Păi la noi circulă Evanghelie că nu mai poți să-ți pierzi. Ei, că mai se întâmplă, mai cobor, mai ai greșeli. Dar până la urmă legământul ăla, ăla e veșnic. Ați auzit de varianta asta? Dar Pavel altfel spune: ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu să fiu lepădat. Că poți să fii proroc, că poți să fii evanghelist, că poți să fii păstor, că poți să fii orice vrei să fii. Nu-ți dă garanția că ești mântuit numai dacă rămâi până la capăt lângă Dumnezeu. Și ultimul lucru care vreau să-l punctez este perseverența alergării. Foarte mulți au elan în anumite perioade ale vieții și sunt implicați și citesc Biblia de două ori pe an și umblă la stăruințe și Duhul Sfânt și unde sunt lucrări, unde sunt lucruri bune. Dar la un moment dat, din alergarea asta la alertă, se întâmplă ceva. Vede că e mai comod să o lași mai încet. Să rărești pasul. Să nu mai fugi așa stăruitor, că e obositor și acum nu mai ești tânăr. Și după ce ai văzut că ai lăsat-o mai ușor, parcă nu-i rău, parcă nu mai încurci pe nimeni, parcă îți vine așa, mai lași să treacă câțiva ani cu starea asta și zici: am alergat în tinerețe, am mai făcut ce am bătut pentru Domnul, acum vine cei din urmă că eu am bătrânit. Și te garezi, așa te parchezi lateral să nu încurci pe alții. Și devin într-o stare statică. Stai pe loc. Nu mai faci nimic. E, de predicat nu mai ai chemare, de cântat ai răgușit, lumină nu mai vrei să fii, asta înseamnă că te-ai oprit din alergare. S-ar putea să fie astfel de stări în locul acesta. Dar astăzi vreau să spun apăsat: dacă nu alergi până la capăt, lași puștea răsplătire. Trec ani și nu-mi dau seama că și în dreptul meu s-au scurs câțiva ani, doar când mă uit în acte sau în oglindă, când îmi văd perii albi, când mă uit la copii de acum, cei mei mari la liceu, și îmi dau seama, se duce viața. Mă alertez și spun: ce fac? Mi-e teamă să nu mă găsească trecerea anilor, să mă găsească abandonând lupta. Mi-e teamă de mine însumi, să nu cumva vreo teologie, vreun confort așa să mă lase pe fârjeală. Sunt dispus, dacă Dumnezeu îmi dă voie să mă întorc în România. Dar nu că aici nu sunt bani, acolo sunt. Nu, invers. Acolo merge mai prost ca aici. Dar decât să văd viața ruinată, că lucrurile de aici scapă de sub control, că democrația asta prea mare mă va opri din alergare, sunt dispus să renunț. Mi-e teamă ca nu cumva să reduc pasul.
Oare mai ai în mintea și în inima dumitale lucrurile acestea? Să perseverezi în alergare? Oare cum stai cu râvna pentru Domnul? Oare cum stai cu implicarea în lucrarea lui Dumnezeu? Cum stai în alergarea spirituală care nu ține cont de vârstă? Trebuie să alergi. Poate cuvântul din această seară n-am mai vorbit de aici. N-am făcut, nu-s fabricant de predici. Să spun acum, mă duc eu în Viena să le spun. Este un cuvânt care mi-a atins mie inima și îl împărtășesc din lucrurile care m-au alertat pe mine și dinpreună care dorim să ajungem în cer la Domnul. Vă dăm, opriți-vă pentru o clipă și verificați-vă direcția alergării, motivația alergării, disciplina, perseverența. Dacă la unul din capitole ai o problemă, corectează-te și apoi cu stăruință până la capăt. Doamne ajută!